Bună dimineața! Astăzi este urât afară, așa că m-am gândit să mă bag să mai gătesc. Și așa nu mai aveam mâncare, drept pentru care m-am gândit eu ce putem să facem repede și bun, și n-am mai făcut de mult. Un pilaf cu legume și pui la cuptor. Pentru asta avem nevoie de pui, bineînțeles, de orez, că de pilaf fără nu putem face. Eu am scos așa 3 morcovi, un ardei gras, 2 căpiați, o ceapă și mărar. Le curăț, le spăl, le pregătesc și revin. Am tocat ceapa, morcovul și ardeiul. Nu foarte mici, ele oricum vor sta la cuptor și se vor topi și nouă, cel puțin, ne place să le și vedem prin pilaf. Puiul l-am ținut în apă rece, îl voi mai spăla încă o dată și voi trece la etapa următoare. Ce înseamnă asta? Cum fac eu, adică? Voi căli, voi prăji, de fapt, puțin puiul, să lase și din zeamă și să se și să-și păstreze, să se sigileze, zic eu, să-și păstreze sucul în interior. După care scot puiul, pun legumele, le amețesc și pe ele un pic, că eu sunt mai rea așa și îmi place să amețesc și să aburesc. Și să le lăsăm și să combine gusturile, după care vom adăuga pilaful, orezul și vom pune la cuptor. Imediat vă arăt și cum le fac pe foc. Dăm drumul la plită. Tigaie. Dăm temperatura mai mică. Un pic de ulei, de măsline sau de care preferați. Lăsăm un pic să se încingă. Și începem să punem pulpele întâi. Eu prefer să fac întâi carnea. Nu las prea mult să se încingă, că sare pe mine. Prefer să pun întâi carnea, pentru că își lasă din gust și va intra și în legume. Vom face în același ulei și legumele vor căpăta un gust mai bun. Acum, eu pun puiul întâi cu pielea în jos. Îl las câteva minuțele, după care îl întorc. Punem un pic de sare și piper. Nu foarte mult, că vom pune la fiecare. Și la legume vom pune un pic de sare, după care potrivim la final de gust, de sare și ce-i mai trebuie. Sare, piper, condimente. Nu lăsăm cât să prindă un pic de crustă, să sigileze sucurile în interior. Atât al țin. Nu foarte mult. Revin, ca să nu vă plictisesc, revin când este puiul făcut și voi pune legumele. Ia auziți când sfârâie. Senzație o să iasă aici. Senzație.
De când am descoperit rețeta asta, numai așa mâncăm pilaf. Nu-l mai fac clasic. Ia, hai să încercăm să și întoarcem, dacă tot stăm și păzim aici. Oricum el va prinde culoare în cuptor. Am uitat să vă arăt, eu între timp am mai pus și sare, piper pe partea aceasta a pulpelor, unde au stat, cum le-am pus prima oară, le pusesem pe spate, acum le-am pus pe față. Nu le fac mai mult de atât, pentru că ele se vor face în cuptor. Le scoatem frumos. În castron. S-au lăsat și o grămadă de ulei de grăsime, pentru că eu nu le-am tăiat grăsimea, am zis să fie mai gustos pilaful. Dăm focul un pic mai mic. Foc. Dacă se poate, nu-i foc, că e... Am o plită cu inducție cu care mă mai joc când și când. Și acum. Ceapa. Le voi lăsa în cât ulei este, pentru că le scot. La urmă le voi scoate cu spumiera. Voi scurge din ulei, nu va fi așa mult. Un pic de sare să muiem ceapa. Și câteva minute pe foc. Avem grijă să nu ardem ceapa. Cred că am lăsat-o destul. Vom pune restul ingredientelor. Le pun toate odată, că nu are sens să ne chinuim. Acum lăsăm să facă un pic, cât să-și lase ele din arome. Lăsăm să se și îmbine aromele. Încă puțină sare. Piper. Pentru un pic de culoare putem pune și puțină curcuma sau curry. Eu, de exemplu, acum o să-i pun o idee de curry și puțină boia cum ne place la ochi, cum ne place la gust, cum fiecare, cum nu mai lăsăm mult să nu se ardă boiaua. Focul nu este foarte mare, dar nici să fiarbă în ulei, cât să le amețim așa, să le speriem un pic, că le ardem. Așa arată legumele. Nu le mai las. Cum ziceam, ele oricum vor sta și în cuptor. Acum,
Eu adaug și orezul și l-amețesc și pe el un pic aici. După cum vedeți, grăsime foarte multă nu mai am. Lăsăm un minut, două, depinde de foc. Eu când miroase în casa popcorn cald, înseamnă că trebuie să iau orezul. Atunci când îl prăjim un pic, orezul are un capăt, un, nu știu, emană, un miros de popcorn. Curcubeu pe cerul gurios să iasă. Sunt convinsă că are numai chestii bune înăuntru. Nu-l las mai mult. Oprim plita și îl mutăm. Mutăm toate ingredientele într-o tavă, vază, iena, ceva ce merge la cuptor. Am răsturnat eu deja până nu v-am mai arătat orezul și legumele. Eu am ales să fac în tava aceasta pentru că este înaltă și vom pune apă să nu dea pe afară, să nu stea nici înghesuite în vase mici de iena. Punem puiul. Pun și ce s-a lăsat, că e păcat de arome. Ne aruncăm niște sare. Piper. Pun și puțin piper roz. Bobițe așa aruncate printre. Eu am pus așa, o cană de orez. La o cană de orez pun 3 de apă. Dacă ne grăbim, putem pune apa fiartă. Dacă nu, rece și aruncăm la cuptor. Eu am încălzit un pic de apă. Sunt cât de cât pe grabă că vine copilul de la școală. Am măsurat-o, am încălzit-o, o punem peste indivizii de aici și o aruncăm în cuptor. Nu ne mai interesează de ea, vreo 20 de minute, depinde. Eu pun cu căldură sus-jos, cam 20 de minute, după care mă uit, verific dacă e fiartă, dacă mai trebuie apă, nu mai trebuie. Revin când este aproape gata. Bineînțeles că trebuia eu să fac ceva și să uit. Am uitat să-i pun mărarul. Am zis că punem mărar. Noi mâncăm și foarte mult mărar și atunci de pentru care. Ne mai jucăm un pic. Scoatem pulpele. Ne-am supărat pe ele și le scoatem. Ne dăm cu dreptul în stângul. Și când ne grăbim, o comitem. Între timp venise și o comandă fresh full pentru că mi-a fost mai la îndemână așa, dacă tot plouă afară, să fac comandă. Și bineînțeles că am uitat. Punem mărar. Noroc că n-am apucat să-l bag la cuptor. Amestecăm. Punem pulpele înapoi, că da, e orez cu pulpe. Și de fapt le pun așa, tot cu pielea în jos. Și la jumatea timpului le întoarcem ca să prindă crustă frumoasă. Mai dăm prin el la jumatea timpului, prin orez. Gustăm, potrivind de sare și piper sau ce mirodenii dorim să punem fiecare și lăsăm să prindă crustă. Iarăși turnăm zeama
că ne-a rămas aici ce e bun. Și abia acum, sper că n-am mai uitat nimic, dăm la cuptor. Așa arată pilaful, bronzat, bineînțeles. Iar l-am uitat în cuptor prea mult. Dar pulpele sunt excepționale, sunt crocante la exterior și moi în interior. Pilaful un pic rumenit deasupra, jos, molcuț. Punem și puțin mărar, că nu așa ne place. Dacă nu vă place, nu puneți. Mai lăsăm câteva minute, punem în farfurie și gustăm. Acum am pus în farfurie. Haideți să vedem ce a ieșit. Dăm un pic de cărniță. Sperăm că nu frige prea tare. E foarte bun. I-am dat fetiței mele să guste și văd că e încântată. N-o să mai fac comenzi.